Deci asta trebuia să vină aici. Eu sper ca să nu fac o glumă, ca să smacem doar câte un seculeț de ăsta și atâta să meargă. Eu aș vrea ca să meargă. Ia zici 200. A, mă rog, e o glumă sacul ăsta. Nu știu în ce fel, dar mă rog. Nu-l luați în seamă ăsta, doar dacă vreți ca să îl aveți așa, ca, nu știu. Îi scrie frumos, ia uite, elefant. Bun. Hai, dă-i drumul. Am dat drumul. Bun. Ce avem aici? Aici avem o moară pentru măcinat, furat, cereale. Zice că putem măsura și măcina și porumb cu totul, ștuleți. Dar până atunci hai să vedem ce vedem pe cutii, cine dă pe cutii deasupra, ca și caracteristici. Și după aia o desfacem să vedem ce găsim și înăuntru. Alimentare 220, 3900 de W, asta însemna 3 kW 900, 3000 de rotații pe minut, 200 de kg măcinat pe oră, bobină din cupru masiv. Cred că este producție rusească sau ucrainiană. Este un elefant 350 e. Cred că trebuie ca să o deschidem. O să o deschidem așa rudimentar cu o lamă de cater. Tăiem și scociu. Și acum avem așa. Acum avem așa. Un manual de utilizare. Scrie și în românește, asta e bine, măcar să înțelegem ce scrie. Eva. Așa. Cred că asta este capacul. Este așa să facem tot așa. Dăm aici cuba. Încap 10 kg de boabe în el, în cubă. Capacul. Pentru ștuleț, pentru porumb cu totul. O să pun cubile astea aici. O să vezi că avem și sac pentru... Asta da, înseamnă profi. Șuruburile, nu? Mă gândeam că e sac pentru măcinat. Dar nu. Păi, avem aici o firmă. Penson. Pentru curățat. Bun. Asta este lamela de închidere. Șuburul, s-ar putea zice. Parte din partea de jos de la prindere despre motor, vedem acum și despre ce este vorba, ca să vezi, avem și șurubelniță universală. Asta merită filmată de aproape. Universală în cruci dreaptă. Deci, bă, asta da. Păi, ai făcut-o așa, înșurubezi, mă rog. Calul de dar nu se caută, mă rog, e plătie, da, hai, cât cum, dar o avem, este, e bine. Aici avem o pungă cu șuruburi, mai mult ca sigur sunt șuruburile de la capacul din față și cred că de la cuvă. Se văd? Da. Se văd, se văd. Asta este capacelul care trebuie pus aici, în momentul când maci boabe, aici se pune un capac, adică asta, ca să nu iasă praful. Da? Garnitură, pentru la dermetizare,
Aici avem șuruburi. Și uite, la capac și sistemul de prindere de la motor. Ia să vedem acum ce avem aici. Aici avem 3 site cu diferite dimensiuni. Cred că avem 2, 3 și 5. Sitele sunt mari. De remarcat, mai sunt mulți care au doar atâta sită. Astea au sita mult mai mare și se poate se macină mult mai ușor. Aici avem motorul propriu zis. Cu asta o să o dăm jos. Exact ce vă ziceam. Ciocanelele sunt câte 1, 2, 3, 4, 5, 5 ori 4, 20, cam ruginite, puteau să le dea cu un picuț de ulei, dar ca să nu ruginească, dar mă rog, ei zice că sunt și tratate, poate că ciocanelele sunt, dar tabla asta e mai puțin. Și sita se schimbă așa. Deci asta este numărul 5, numărul 4, numărul 3 și numărul 2. Ai luat seta. Trebuie doar să o încep dintr-un cap și să o bagi în clenă. Și deja am făcut ce era de făcut. Tabla acceptabilă. Acceptabilă. În momentul când ai sită pe toată suprafața asta, făina măcinată trece și cade în jos, în poziția în care este aici. Când ai doar aici, făina trebuie să iasă doar prin spațiul ăsta. Deci, e clar că e optimizată. Cât se poate zice, optimizat. Avem motorul. 3900 de watts. De rotații pe minut. Da. Ei zic că e de cuplu. Zice că e cu bobinat cu sârmă de cuplu. Avem buton de oprire, pornire plasticat. Deci nu o să intri praful la el. Chiar și cablul văd că este destul de bine prins. Pornim, oprim. O să încercăm să-i punem o sită un pic mai mică. În felul ăsta vedem exact cum se pune sita. Uite. Ea a venit îndoită. Începem dintr-un capăt. Se vede? Poți să filmezi? Da. Și trebuie introdusă în clemile astea. Ce se întâmplă dacă nu ajunge? Uite așa, ea trebuie să ajungă până aici. Am ratat o clemă. Ar fi bine dacă le-aș îndrepta inițial și să le las undeva drept, pentru că ele tind să după aia să se muchească rău. Uite așa. Odată ăsta pus, capacul și garnitura. Garnitura trebuie să vină aici. Începem dintr-un capăt. Asta este garnitura, se vede? Da. Ea vine pusă, uite așa, pe toată suprafața.
inclusiv aici. Și în felul ăsta ea nu o să, da, vin un pic aici aproape, pe unde o să ne dea un pic de praf, o să fie aici, pentru că din ce se vede gâtul ăsta, gaura pentru pus porumbul cu totul, nu este prins decât în 4 afturi. Deci nici mai mult, nici mai puțin decât 4 afturi, dar asta ar fi o problemă minoră. Minoră, probabil că o să se înfunde cu praf la un moment dat și nu o să mai iasă. Și se poate observa vopseaua pe interior. Este ok, atât cât se poate zice. În schimb, pe exterior, aici. Deci la capitolul finisaj și chestii delicate, să zicem că lasă de dorit, ținând cont că nu este un lucru, aici chiar agață în ceva, un șpan, să rup, o să ridic tot cu vopsea. Ținând cont că nu o să fie de expoziții și nu ținem la icoană, o să o punem să facă treabă, n-ar fi asta o problemă atât de mare. E bine că totuși vine cu o garnitură care sper să și ermetizeze, cât să nu facă numai praf toată. E de recomandat ca să măcinăm cu ea în aer liber, deci nu în, nu în încăpere. Pare că este ok. Șuruburile. Șuruburile pentru capac sunt acestea lungi, cu șaibă și piuliță. Dar cred că cel mai indicat ar fi dacă am să-i pun eu niște șuruburi cu fluturaș, piulițele cu fluturaș. Momentan o să le instalez, o să-l montez așa. Da. Din păcate nu poți să-i faci nicio adaptare, dar pentru că fiind în garanție, ar însemna să pierzi garanția. Dar eu din experiență știu, atunci când văd că un lucru este bun și merită cât de cât, dacă trebuie să-i fac îmbunătățiri, chiar cu riscul de a-i pierde garanția, nu ezit ca să fac lucrul ăsta. Pentru că decât să mă chinui cu un lucru 2 ani de zile pentru nimica toată, de exemplu aici trebuie să umplu tot timpul cu cheie după mine, nu, aici o piuliță cu fluturaș, frumos l-ai strâns și ai mers mai departe. Deci capacul vine prins în 4 șuruburi. Văd că se montează destul de ușor și până aici pare să fie ok ca și așa. Asta o să le pun aici. Asta nu știu, asta trebuia să fie sacul în care se maci. Serios, văd că este capsat. E... Bă, să știi că așa este. Ia uite. Deci asta trebuia să vină aici. Dar eu sper ca să nu fac o glumă, ca să maci în doar câte un seculeț de ăsta și atâta să meargă. Eu aș vrea ca să meargă. Ia zici 200. A, mă rog, eu glumă sacul ăsta. Nu știu în ce fel, dar mă rog. Nu-l luați în seamă ăsta, doar dacă vreți ca să îl aveți așa, ca, nu știu, îi scrie frumos, ia uite, elefant. Bun. Bun, asta îl strângem pentru că nu are niciun rost ca să ne chinuim. Una de șuruburi. Astea trebuie să vină undeva pusă. Nu se poate ca să fie așa, oarecum, întâmplător. Unde vin astea puse? Și cel mai șmecher este că avem și pensioner. 2, 4, 6. Asta am înțeles-o. Ăsta. 1,
undeva aici. Am înțeles-o și cu asta. Mai exact asta trebuie să vină așa. Ah, acum am înțeles eu care e treaba cu șuruburile astea șmechere. Punem întâi bucata asta de plastic aici. După care punem șubărul, lamela de închidere și cred că de aici trebuie să luăm, am nevoie de, eu pus totuși șurubelniță dreaptă și așa, dar pe lângă asta am nevoie și de alte 10.000 de chei, 10.000 de șuruburi cu 10.000 de dimensiuni și asta ar trebui să fie cupa. Acum îl punem în pauză, trebuie să mă duc ca să aduc o cheie, un imbus. E net. Am adus o cheie, un imbus. Am dubioasă. După care trebuie pusă cuva. E un pic incomodă de tras, de sub aici, de sub frânează un pic. Pentru că în momentul când ai deschis-o de tot, ești obligat să o închizi din partea asta la alta. Pentru că altfel nu-ți încap degetele prin ea. Dacă el e așa închis, nu-ți încap degetele. Dar trebuie să-l deschizi de aici. Da, mă rog, asta este o chestie de obișnuință. În momentul când ai început să te obișnuiești, le faci. Dă-i drumul un pic. Da, cum se vede, cuva la fel, este îndoită, dar doar punctată, în puncte mici, economie de puncte și pe aici se vede că avem și economie de vopsea asta, fără să fim cârcotași, nu despre asta este vorba, de a fi cârcotași. Bun. O să lasă simplu în plasticul ăla și formează filet. Asta el se duce. Deci nu-i de voie acolo să se ducă. Da. Este mai mult sau mai puțin. Oricum nu mă așteptam ca să aibă și accesorii. Uite așa. Asta era șurubelnița, dimensionat că e bună, cel puțin te ține un montaj. Când e nou, cel puțin atunci te ține, dar deja o cedat. Deja șurubelnița a rămas un capăt mai scurt și unul mai lung, dar, repet, am montat, primul montaj l-am făcut cu ea. Am adus și niște chei ca să strângem un pic asta, chei de 10, atât. Bun, ce este de făcut cu șuruburile astea și cu asta, nu știu. Chiar nu știu. Noi l-am montat. Dacă este cineva care se pricepe și îmi spune ce aș fi putut să fac eu cu asta, unde să o pun, ar fi o chestie. Cuva este montată. Aici avem șubărul, trapa de închidere-deschidere. Foarte important, când îl pornești, și trebuie să maci, închizi trapa, răstorni boabile sau și mai indicat ar fi ca să pornești motorul, închizi trapa, pornești motorul, răstorni boabile și abia după aia deschizi ușor, ușor, atât cât ai tu nevoie. Dacă ai făcut greșeala și l-ai lăsat așa, și ai răsturnat boabile și după aia ai pornit motorul,
toate șansele sunt ca să gripezi motorul, să înfunzi. Chiar cineva spunea că o gripa motorul, i-a îndoit taxul sau ceva de genul ăsta la ciocanele. Pentru că el a forțat și... Da, oprește-l un pic. Am dat drumul. Uitați, am terminat-o de montat. Și am văzut că carcasa de la buton, legăturile de la motor, este pocnită. M-am uitat din nou pe filmare și da, am văzut. Atunci când m-am uitat pe specificații, nu am observat, când am citit pe motor, dar dacă te uiți atent, se vede pe filmare. Asta, să zicem, că ar conta mai puțin atâta timp cât ea ar funcționa și n-ar fi probleme. Eu îi fac o pornire la rece, adică fără încărcătură, și vedem cum o să se comporte. Da, rămâne ca să-i facem o pornire. Am terminat-o de montat. Noi o să-i facem o probă. Da? Am alimentat-o la priză și o pornim. După cum se vede, nu are vibrații mari. Ea nu este prinsă pe nimic, este doar pe masă. Aici este șubărul, trapa, s-aude destul de bine, motorul merge rotund, deci nu-l aud ca să aibă, să fie descentrat, ca să vibreze, să ia la vale. Acum o să mergem în spate, în grădină, unde avem boabe de porumb și o să facem o probă. Dar nu înainte să pornim motorul și să lăsăm vreo 10 minute pornit în gol, deci fără sarcină, ca bobinajul să usuce. Da, închidem și mergem la treabă.